Pasajele Victoriei, Lujerului, Mărășești, Muncii și Obor au fost construite la finalul anilor 80 și de atunci majoritatea nu au trecut printr-o reparație capitală. În cei peste 30 de ani, structura de rezistență a fost puternic afectată de vehiculele grele care trec zilnic pe aici. La ploi se fac multe bălți și pereții arată foarte degradați, e nevoie de multe investiții și nu numai la pasaje. Trebuie să se facă. Pentru siguranța noastră. Gărpim sau mai degrabă închidem și refacem? Închidem și refacem. Gărpim nu e bine. Ultimul incident dintr-un pasaj subteran din capitală a avut loc aici, la pasajul Unirii. Acolo unde, acum aproximativ o lună, o placă de granit s-a desprins și a căzut direct pe carosabil. Ar fi nevoie de investiții în infrastructură? O unde nu e nevoie? Cinstit să fie. Absolut toate. Nu s-a mai făcut mai nimic. Gabriela Firea îl acuză pe actualul primar general al capitalei, Nicu Jordan, că nu a făcut nimic ca să consolideze zona. De altfel, întreaga piață a Unirii riscă să se scufunde în râul Dâmbovița, care traversează zona prin canalele subterane. Atât pasajul Unirii, cât și alte mari lucrări de infrastructură din București nu au avut de-a lungul timpurilor întreținerea de care au nevoie. Evident că vrem să facem asta, dar pentru asta ne trebuie bani.